Județul Gorj bifează 5 medii de 10 la examenul de bacalaureat. Absolvenții care au susținut probele au aflat astăzi rezultatele. Ca și în alți ani, procentul de promovabilitate pe județ nu este spectaculos. Aproape jumătate dintre candidați ratează prima admitere la facultate. La nivelul județului Gorj nu pot să spun că avem foarte mari surprize. Procentul este de 56,48%. Ierarhia este foarte asemănătoare anilor trecuți, respectiv Colegiul Național Caterina Teodoroiu este pe primul loc cu un procent de 99,53%, urmat de Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Național George Coșbuc de la Motru și Colegiul Național Spiru Haret din Târgu Jiu. Aceleași licee se află în fiecare an în top 4, să spun așa. Locul 3 și 4 nu se schimbă, dar locul 1, în funcție de an, se mai schimbă între Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Caterina Teodoroiu. Avem un total de 5 medii de 10. Există două unități de învățământ cu procent de promovabilitate 0. Da, avem la Stoina și la Turburea, dar aș vrea să menționez faptul că acolo nu am avut serii curente. Deci toți candidații au aparținut seriilor anterioare. Elevii nemulțumiți de note pot depune contestații.